Peste 170 de români au rămas șomeri în ultima lună, iar numărul acestora va crește după data de 1 iunie, când angajații companiilor românești nu vor mai beneficia de șomajul tehnic. Conform datelor oferite de Ministerul Muncii, numărul contractelor individuale de muncă încetate a crescut de la 250.000 la sfârșitul lunii aprilie până la 424.000 care erau înregistrate ieri. În continuare, 600.000 de români beneficiază de șomaj tehnic până la data de 1 iunie.